O turistă româncă a trăit un coșmar în timpul unei vizite la Roma în Italia, când o problemă de sănătate a forțat-o să interacționeze cu sistemul medical italian experiența sa dezvăluie realitatea dură din spatele utopiei privind serviciile medicale superioare din țările civilizate, care pentru mulți păreau a fi o certitudine. Totul a început când Românca a fost lovită de o criză de litiază biliară, care s-a declanșat chiar înainte să se pregătească pentru întoarcerea acasă. A ajuns de urgență la spital, iar ceea ce a urmat a fost o experiență extrem de dificilă. Turista a petrecut 81 de ore în două spitale din Roma, unde a suferit de durere intensă și a fost martor a unor probleme din sistemul medical italian. Într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook, turista a împărtășit. Săptămâna aceasta am simțit cum e să ai sufletul ca într-o menghină și cum mintea poate să îmi devină cel mai mare dușman. Și acum, în tot haosul din exterior și interior, în altă țară, într-un spital în care am auzit în continuu „no English, nu sunt singură iar pentru asta sunt foarte, foarte recunoscătoare. Am stat 81 de ore în două spitale din Roma, pentru o piatră de la Rinic, de care habar nu aveam și care s-a dus pe canalul urinar cu câteva ore înainte să plecăm spre aeroport ca să ne întoarcem acasă. Durerea a apărut brusc. Nu știu cum am ajuns de la cazare în taxi și apoi în sala de tiraj a spitalului. Îmi amintesc doar că m-am pus pe un pas și strigam cineva să mă ajute. Cineva a avut o piatră la rinic. Știe durerea. Își împărtășește experiența românca pe Facebook. Mărturisește că a plâns, a suferit și a putut să constate lipsa de empatie a medicilor italieni și serviciilor medicale de proastă calitate. A fost o experiență grea cu nedormit, nemâncat, cu plâns de durere și frustrare, că nu m-am putut înțelege cu medicii, asistentele și infirmierele. Că am rugat la 5.30 dimineața să mi se facă un calmant, și au venit la 6.30, că nu am avut semnal în interior. Că am cerut apă și au spus că nu au, deși medicul a zis că apa este cel mai bun medicament. Era 3 dimineața, mi-a umplut sticla cu apă de la chiuvetă ca la spitalul numărul 2. Primul nu avea urolog, doctorul a spus, povera ragața, adică săraca fată, pentru că potrivi raportului medical cu care ajunsese în piatră avea 2 cm, și rinicul trebuia drenat ca să nu îl pierd. Că aveam febră, globulele albe mărite și psihic nu reușeam deloc să mă adun. A mai povestit românca. Mintea chiar o ia razna de la oboseală. Am dormit 15 ore în cele 81 de ore petrecute acolo cu zeci de pacienți care veneau și plecau. Am stat într-o sală de monitorizare și tratament cu 30-40 de paturi. Nu m-au internat într-un salon. Sistemul lor medical este ca și al nostru, supra-solicitat. Acum sunt bine, mă refac, am eliminat piatra. Iau antibiotic și urmează să refac analizele. Cel mai mult mă bucur că sunt acasă sănătatea este totul și oamenii sunt totul o să fac o altă postare despre asta a relatat pacienta relatează mesajul.ro